În această dimineață au ieșit discuții în casa băieților. Marius era la masă, mânca ceva și l-a chemat pe Alex să vorbească cu el puțin. A venit Alex și Marius îi spunea, știi, când intri în casa Mireasa și spui că vrei să cunoști toate fetele, de fapt nu vrei să cunoști nicio fată. Și nu prea înțelegea Alex la ce se referă Marius, îl întreba cum adică, ce vrei să zici. Și Marius a spus că deja e testată metoda lui în casa Mireasa și că ar fi așa ca o psihologie inversă. Robert era și el în living și spunea că Alex are tot dreptul să spună că vrea să cunoască toate fetele pentru că este abia la început, abia a intrat și că toți ceilalți băieți în momentul în care au fost la început în casă au vrut să cunoască toate fetele. A intervenit și Sergiu, care era acolo în living și spunea că tocmai Marius zice chestia asta, care el de fapt a zis la început că vrea o fată înaltă și apoi a luat-o pe Ioana, care este foarte scundă. S-a enervat Marius când a auzit ce a spus Sergiu și a ridicat un pic tonul. Îi zicea lui Sergiu că vorbește numai prostii și că este pe din afară, este pe lângă subiect și că mereu vorbește pe lângă subiect. Daniel i-a atras atenția lui Marius la ton, să aibă grijă să nu ridice tonul. Marius a zis că nu s-a enervat, că de fapt este foarte calm. Sergiu a zis că Marius minte când face anumite afirmații, iar Marius i-a răspuns că de fapt el nu minte cu nimic.